Județul Mehedin se află într-o continuă modernizare, iar de această dată vorbim despre comunele Dârvar și Vânători, acolo unde președintele Consiliului Județean Mehedin, Aladin Georgescu, împreună cu primarii celor două comune, au semnat contracte foarte importante de finanțare. Primarul comunei Dârvar, Ionuț Gârgă, și primarul comunei Vânători, Dănuț Narcis Percea, au semnat la Consiliul Județean Mehedin contractele de finanțare pentru obiective de investiții ce vizează asfaltarea ulițelor din cele două comune. Modernizarea străzii în localitatea Dârvar, comuna Dârvar, județul Mehedin, valoare totală de 140 de milioane de lei. Modernizare străzii în localitatea Vânători, comuna Vânători, județul Mehedin, valoare totală de 140 de milioane de lei. Investițiile sunt finanțate în cadrul PNI Angel Saligny, prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Vestea bună pentru localnici este că în ambele cazuri primăriile au derulat licitațiile. Lucrările au fost atribuite astfel încât după realizarea proiectelor tehnice vor putea începe lucrările de execuție. Le doresc mult succes primarilor Ionuț Gârgă și Dănuț Narcis Percea în implementarea proiectelor. Mă bucur că la finalul acestor investiții oamenii din cele două comune vor avea condiții foarte bune de circulație, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedin, Aladin Georgescu, pe pagina sa de Facebook.